Bună seara și bine v-am regăsit. Eu sunt Alexandru Rotaru și sunt gazda dumneavoastră. După cum bine știți, Parlamentul României este în plină dezbatere pe subiecte care ne interesează pe noi toți. De altfel, înalți oficiali europeni au venit și au spus că ceea ce se întâmplă în România nu e tocmai spre drumul democrației și spre prosperarea bunăstării generale în România. Oficialii români, în schimb, vin și au un discurs total paralel cu cel al europenilor, conform spuselor doamnei premier Viorica Dăncilă. România, în stilul, dulcele stil clasic, pardon, a reușit să depășească cincinala și de această dată și programul de guvernare care prevedea proiecte pe cei 2 ani și de guvernământ PSD-ALDE a fost depășit și proiecte avem mai multe. Înaltul comisar european pentru politică regională, Corina Crețu, a declarat că, din păcate, ceea ce și-a asumat guvernul PSD-ALDE și ce au promis Uniunea Europeană nu se întâmplă nici pe departe. Avem 3 spitale regionale mari, încă inexistente, avem autostrăzi care ar trebui să împânzească România, dar până una alta doar pe hârtie, avem proiecte de lege care au reușit să dezbine până și magistrații de această dată și care au scos oamenii în stradă de fiecare dată. Prim vicepreședintele Comisiei Europene a declarat astăzi la București, Frans Timmermans de altfel, că România nu a făcut progrese după ultimul raport al mecanismului de cooperare și verificare. Dacă s-au întâmplat progrese în România, dacă ajungem să vedem totuși planul cincinal cu ghilimele de rigoare îndeplinit, promisiunile care vin și care ar trebui să se metamorfozeze în planuri reale și în activități concrete, vorbim în această seară alături de invitații noștri și anume doamna senator USR București Silvia Monica Dinică. Bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Mulțumesc și eu că ați revenit în platoul București TV și sunteți alături de noi și dragii noștri spectatori. Și domnul Răzvan Munteanu, analist politic. Bună seara! Bună seara! Domnule Munteanu, vă mulțumesc și noastră pentru revenire la București TV. După cum bine știți, de altfel, astăzi a fost Frans Timmermans, în București și i s-a acordat titlul de doctor honoris causa de către SNSPA. Domnia s-a declarat că după ultimul raport MCV, în România nu s-au înregistrat progrese spre calea democrației. Dumneavoastră sunteți în Parlament de luni până miercuri, cel puțin că atunci sunt ședințele. Sunt progrese spre democratizarea României în adevărat sensul cuvântului sau doar pe hârtie? Tot ceea ce am văzut în ultimii 2 ani au fost foarte multe vorbe frumoase pe hârtie. Am început din ianuarie 2017 cu Ordonanța 13 și de atunci este o luptă continuă pentru apărarea independenței justiției și din partea coaliției de guvernare un atac permanent asupra independenței justiției. Acum, la sfârșitul lui 2018, am văzut și atacul la stabilitatea economiei prin ordonanța lăcomiei. Ca efecte, cetățenii cred că văd că condițiile lor de viață nu s-au îmbunătățit. Nu avem nici spitale noi, nu avem nici condiții mai bune în școlile din România și, în general, calitatea vieții nu s-a îmbunătățit. Domnul senator, totuși, dacă e să credem ceea ce se întâmplă sau ceea ce au declarat oficialii din guvern, doamna Dăncilă a declarat astăzi, după întrunirea de la Biroul Național, că pe guvernul Dăncilă, cel puțin, nu îl interesează justiția, ci bunăstarea românilor. Acțiunile duc puțin într-o direcție diferită de ce a declarat doamna Dăncilă. Adică marea parte a ordonanțelor de urgență care au existat până acum sau care au încercat a fi implementate au fost pe justiție. Cum explicăm această contradicție între fapte și vorbe? Este modul lor de a lucra și aș zice că este ceea ce de fapt au drept mandat, pentru că ce fac? Atacă justiția astfel încât să apere interesele unor grupuri și din când în când încearcă să abată atenția opiniei publice, făcând niște declarații cu care cetățenii cumva să rezoneze și să dea impresia că uite nouă chiar ne pasă. Domnule Munteanu, dumneavoastră sunteți de altfel specializat expres în mare parte pe politică externă. Când vin astfel de declarații din partea unui înalt oficial european, care nu a fost neapărat prietenos în ultima perioadă cu politicile guvernului PSD-ALDE. E un semnal de alarmă iarăși tras de la nivel european în plină precampanie de alegeri europarlamentare sau reflectă o realitate? Și reflectă o realitate? Este în mod cert un semnal tras de către instituțiile Uniunii Europene.
pe bază realității pe care Bruxelles o percepem. Și nu trebuie să facem o analiză destul de complexă sau destul de exhaustivă. Este suficient să citim presa occidentală mainstream, okay, să vedem cum sunt portretizate unele decizii ale guvernului, pentru că aici putem să facem o paranteză. Guvernul a făcut și câteva lucruri bune. Categoric. Dar principala anatemă care se aruncă asupra guvernării PSD este cea a legii justiției. Apropo, un punct care nu se afla în programul de guvernare și nu era atât de dezbătut. Pe de altă parte, dacă citim presa din afara țării unde guvernarea este lăudată, ne ducem către Sputnik. Și deja știm foarte bine care sunt mesajele care se transmit acolo și care este ideea privind viitorul României. Deci nu este greu să observăm că sunt două puncte de vedere total diferite, unul pro-occidental, euro-atlantic, am putea spune, unde problemele din justiție sunt criticate de către România, și un punct de vedere pro-moscovit, pe de cealaltă parte, euro-asiatic, dacă vorbim în contextul blocurilor geopolitice, unde guvernarea PSD este lăudată pentru atitudinea pe care o are, chiar pe alocuri, cum spun ei, ostilă Uniunii Europene. Din punctul meu de vedere, trebuie să înțelegem că nu putem să cădem într-o astfel de capcană la nivelul societății, pentru că dacă până acum câțiva ani se ducea oarecare propagandă, România nefiind la acel moment importantă pentru Federația Rusă, să clarificăm acest lucru, importanța noastră a crescut din punct de vedere strategic și militar după ce am avut scutul de veselul și atunci au apărut tot felul de interese. Înainte să făcea o propagandă, domne, nu este bine cu rușii, o propagandă care nu a ținut în România, acum noul tip de propagandă se axează mai degrabă asupra mesajului, nu este bine cu Uniunea Europeană, ne fură din suveranitate și tot astfel de probleme. Ori nu trebuie să cădem în această capcană, trebuie să ne dezvoltăm o gândire critică la nivelul societății, să înțelegem unde sunt problemele legate, inclusiv la nivelul justiției, să putem să facem o analiză destul de pertinentă și destul de corectă, care sunt avantajele pe care România ar putea avea și care ar fi dezavantajele care am putea cădea dacă nu suntem atenți la aceste reforme. În momentul în care se spune că raportul MCV nu aduce nimic nou din punct de vedere pozitiv, ar trebui să înțelegem foarte ușor care este percepția Uniunii Europene față de România în momentul de față. Totuși, doamnă, deputații și senatori din grupul majorității au cerut la un moment oricare desființarea mecanismului de cooperare și verificare pentru România. E o normativă care se întâmplă datorită faptului că România a fost de acord cu ea. E un proces cu care România a căzut de acord înainte de a intra în Uniunea Europeană. E o solicitare chiar din partea domnului senator Șerban Nicolae, dacă nu greșesc, privind desființarea MCV-ului pe România. Vine oare tot în direcția în care România trebuie să își recâștige independența, suveranitatea și să nu fie preșul Uniunii Europene? Că acesta este discursul promovat de liderii. Dacă îmi permiteți. Noi trebuie să înțelegem un lucru. În momentul în care am aderat la structuri precum Uniunea Europeană sau NATO, nu ne-am pierdut suveranitatea națională sau lucruri ce țin de identitatea noastră. Eram absolut ironic când am... Nu. O bună parte din populație percepe acest mesaj. Pentru că, de obicei, în analiza pe care o facem, suntem obișnuiți să credem că ceea ce percepem noi și oamenii din jurul nostru este poate chiar viziunea globală a societății. Ori, din păcate, pătura majoritară a electoratului din România nu este unul elitist, nu are o viziune atât de complexă și se mulțumesc chiar cu mesajele sau cu politicile pe care guvernul ia să le asigure un viitor de azi pe mâine. Și am să vă spun un lucru foarte, foarte concret. Cel puțin la nivelul bugetarilor există o euforie ridicată față de guvernul PSD pentru că nivelul lor personal de trai a crescut considerabil. Sunt multe cazuri, am discutat chiar cu director de întreprinderi care mi-au spus, domne, este inadmisibil. Oameni pleacă din zona industriei și se angajează la stat pentru că duc mai bine din punct de vedere financiar. Ori, din păcate, să știți că sau din fericire, depinde din ce perspectivă privim, ei vor fi un electorat destul de puternic care vor ieși la vot. Muntanu, acum judecând din prisma faptului că salariul mediu la bugetar este peste 1000 de euro, 1200 de euro mai exact, e de înțeles, adică până la urmă, dincolo, dacă e să judecăm la nivelul omului de rând, da? Dincolo de atacurile asupra justiției, dincolo de discursul puțin anti-european mai nou al liderilor PSD ALDE, ne gândim la viața de zi cu zi. Oamenii pe aceasta o simt. Aceasta este paradigma în care ei privesc lucrurile și așa se vor comporta și la vot, o mare parte dintre ei. Știți care este percepția pe care o iau? Fac comparații între actuala guvernare a PSD
care este prolifică pentru ei, și vechea guvernare de dreapta, unde PDL-ul a tăiat pensiile și am avut o recesiune economică în perioada 2007-2008-2009, care s-a resimțit destul de dur în această zonă. Vă rog, domnul senator. Sigur, dar cu ce preț, aș zice? Că este o fericire temporară și de foarte scurtă durată, aș zice, pentru că în continuare lumea pleacă din țară. Adevărul e că în continuare se uită către alte țări pentru sistemele educație, pentru sistemul de sănătate. Adică dacă te îmbolnăvești în România, depinzi foarte mult de noroc și nu de ajutorul sistemului medical. Și o știm cu toții. Și atunci acești bani care vin lunar sunt mai mulți. Ok, poate cumpără un concediu sau, nu știu, asigură o rată la o mașină, să zicem. Dar cred că pe termen lung chiar și acești beneficiari vor vedea că lucrurile nu sunt în direcția în care trebuie. E adevărat că până atunci avem un vot. Și aici va depinde foarte mult de decizia lor de vot. Dar asta e o altă discuție. Avem mai multe voturi până atunci, chiar europarlamentarele, prezidențiale, da, bine, mă gândeam la locale. Cel de acum din mai. Da. Vorbeam de NCV, dar vreau să fac o scurtă paranteză. Este, să știți, și o capcană. Următorul guvern care va veni pe fondul unei așteptate erodări a guvernului PSD-ALDE va trebui să deconteze probabil acest creștere economică umflată a României. Și cum va deconta, ne vor întoarce către modelul Boc. Și va fi greu să comunici din punct de vedere politic atunci, care să argumentez că o recesiune economică a României și anumite măsuri de austeritate vor ține țara pe linia de plutire, în contextul în care memoria de scurtă durată a acestui electorat se va întoarce către perioada în care o duceau foarte bine. Și în acest context, USR Plus a declarat în mai multe rânduri că vrea guvernarea în 2020, mai vrea guvernarea fiind conștienți, probabil, că din 2019 începe un proces de recesiune la nivel global. Adică avem Italia, spre exemplu, care a declarat oficial că intră în recesiune economică. Suntem împreună în alianța electorală, continuăm împreună, e foarte important votul din mai, vrem să convingem prin candidații noștri, prin mesajul nostru de campanie și mai multe cred că vom discuta după alegerile din mai, care vor fi un semnal și o confirmare că mesajul nostru are susținere din partea acestei părți de Românie decentă. Acum, dacă e să ne gândim la mesajele care prind în România și prind la publicul, la electoratul român, avem o reînviere a unor partide istorice cu ghilimele de rigoare pe arena politică. Mă refer aici la PRU și UNPR, două partide care au fost la naftalină cu ghilimele de rigoare până acum câteva săptămâni și care au revenit în forță. Aș adăuga și PRM. Dacă și PRM, da. Nu avem semnătorul Vadim Tudor în cazul cu BEC, e mai greu aici, dacă la USR. Da. Apropo, aici o mică paranteză, revenim imediat la reînvierea partidelor. USR Plus a fost înscris în cursa pentru europarlamentare cu decizie judecătorească, după decizia BEC, prin care nu ați fi fost înscriși. E o mică mare dilemă la nivel de societate. Ce s-a întâmplat? A revenit Nicușor Doan, s-a reînscris în partid și a dat semnătura? Noi ne-am susținut cauza la Înalta Curte și am adus argumentele necesare pentru că în momentul în care BEC a evaluat această situație a făcut-o foarte superficial și atunci, nefiind cei doi președinți în registrul partidelor, nu au mai analizat și documentele care să ateste de ce acest lucru nu era în registrul partidelor. A fost o reînscriere a Nicușor Dan în USR sau nu? Nicușor Dan s-a reînscris în USR, da. Și vom vedea alegeri din nou, oare, pentru funcție de președinte? Aici Nicușor Dan va decide. E foarte interesantă situația. Domnule Munteanu, în aceeași situație se află și PRM cu celălalt partid de PNCCM, cred? PNCCD. PNCCD, așa, care sunt într-o alianță acum. Dacă nu mă înșel, este o alianță PRU-PRM sau... PRU-PRM, pardon, scuzați-mă. Da.
orice partid este binevenit pe scena politică din România, atât timp cât respectă în genere valorile la care societatea românească a aderat sau cât are o agendă care nu are intenții ascunse. Da? Pentru că într-o țară democratică fiecare trebuie să ne spunem punctele de vedere și părerile pe care le avem. Din punctul meu de vedere, aceste mișcări de extremă dreaptă încă nu au succesul în România și să sperăm că nu se va ajunge totuși ca mișcări de extremă dreaptă să fie puternice din punct de vedere politic. Așa cum avem, nu știu, AfD, Alternative for Deutschland în Germania. Domnule Munteanu, vreți să vă aduc aminte cine a fost în curs electoral în 2001 pentru prezidențiale? Vorbim de Vadim Tudor. Da. Este adevărat, dar România anului 2019 nu mai înseamnă cu România anului 2001. Știți care este cel mai mare impact după aderarea României la Uniunea Europeană? Nu există familie în România care să nu aibă ori un membru, ori un apropiat care să lucreze în afara României și care să depindă direct sau indirect de venitul pe care acela îl trimite în țară. Ori din acest punct, păcate, probabil. Din păcate, dar există și un revers, o altă față a medaliei. Se creează un curent pozitiv privind Uniunea Europeană. Adică euroscepticismul în România este scăzut și realistic nu cred că putem vorbi pe termen mediu și poate chiar lung de un euroscepticism ridicat în România și de un raw exit așa ajungem cum s-a încercat. Ajungem cât de curând la euroscepticism, mai ales că a fost invocat cumva în ultima perioadă de către domnul președinte Liviu Dragnea, rămânând puțin asupra alianței plus USR, a fost atacată în ultima perioadă din mai multe direcții alianța. Mă refer aici la PSD-ALDE, care e deja oarecum tradițional să vă atace. E o chestie reciprocă până la urmă și firească. Opoziția atacă puterea și viceversa. În schimb, PRU, despre care vorbeam mai devreme, prin persoana lui Sebastian Ghiță, care a refuzat să revină în țară, chiar dacă a fost anulat mandatul de arestare internațional, candidează ca în calitate de cap de listă la europarlamentare din partea Partidului România Unită. A declarat în mai multe rânduri, nu tocmai cuvinte licențioase despre USR. E un partener, un potențial partener de coaliție, PRU, sunteți în opoziție. E cumva firească reacția lui, nu? Pentru că este un personaj antijustiție și cumva este... Dumnealui declară că e pro-justiție, tocmai. Împotriva a tot ceea ce cumva suntem noi, pentru că e ceva cu care nu s-a mai întâlnit, în sensul de suntem o organizație care a crescut din București, a ajuns în Parlament, susținem puternic valorile pro-europene, susținem o Românie modernă, o justiție independentă și cu o educație puternică și cu un sistem de sănătate adaptat nevoilor cetățeanului și e firesc să aibă reacția asta, se simte amenințat, nu? Până acum noi nu eram pe scena politică și acum suntem o alternativă. E o frică față de necunoscut cumva. Nu obișnuiesc să joc rolul de mamă umidă să judecăm prin dacă, dar presupunem că în 2020 ajungeți la guvernare și aveți nevoie de voturile PRU-ului, care presupunem că va intra în Parlament. Ar face USR coaliție cu PRU pentru a da jos PSD-ALDE? Nu. USR este într-o alianță electorală cu Plus. Presupunem că în 2020 sunteți în alianță electorală cu Plus și mai aveți de 3 voturi care ar putea să vină de la Partidul România Unită condusă de Sebastian Ghiță. Ar face USR Plus coaliție? Ce vă face să credeți că coaliția PSD-ALDE și Sebastian Ghiță nu sunt de aceeași parte a baricadei? Nu am declarat că sunt sau nu sunt de aceeași parte a baricadei, Doamne ferește. Doar că momentan sunteți oarecum în opoziție, adică PRU nu e în Parlament, nu au fuzionat cu un partid din Parlament. Și asta nu îl clasifică ca fiind în opoziție. Doamne senator, doamne ferește, nu vreau să fiu catalogat ca susținător al lui Sebastian Ghiță. Probabil este ultimul lucru pe care mi-l doresc în viață. Vreau să facem doar un exercițiu de imaginație. Dacă vă aliniați cumva... Nu, acest scenariu nu este posibil. Asta voiam să aflu, probabil foarte important și pentru cei de acasă, pentru că, din păcate, interpretările ajung a fi foarte repede răspândite în spațiul media. Da, și cred că aș zice că mai mult aici este simplificarea asta, care, într-adevăr, întotdeauna detaliile sunt importante, da? Da.
Și cred că asta e important și pentru electoratul nostru și pentru cetățeni, în viața de zi cu zi, să își pună întrebări și să caute răspunsuri, astfel încât să înțeleagă complet situația. Pentru că e clar, ne apropiem de momentul 26 mai, vin alegerile, or să apară în spațiu public o groază de mesaje care o să încerce să manipuleze emoțional electoratul. Da? Campania, și atunci e foarte, adică e cumva foarte bine că ați deschis discuția la modul ăsta, pentru că nu, aici fiecare va trebui să fie foarte atent cum își extrage mesajul, cum pune întrebările, cum află ceea ce propunem și ceea ce ne dorim. Pentru că, întorcându-mă la ceea ce face PSD-ALDE în ultimii 2 ani, foarte, foarte multe vorbe, multe PowerPoint-uri, dacă vă amintiți, guvernul Tudose făcea periodic un raport de activitate, o prezentare frumoasă și, de fapt, pe hârtie toate erau bune și frumoase, în realitate multe erau inexistente. Acum, dumneavoastră s-a dus în discuție pe domnul fost premier Tudose, nu pot să trec mai departe fără a vă întreba și acest detaliu, că am convenit deja de comun acord că detaliile sunt foarte importante. În biroul permanent al BEC-ului, un vot pentru înscrierea USR Plus în alegerile europarlamentare a venit și din partea reprezentantului Pro-România, care, bineînțeles, a votat conform deciziei de partid Pro-România. E posibil o alianță în viitor USR plus Pro-România sau USR Pro-România, care reprezentați USR-ul în mod expres? Nu. Cum să zic? Dumneavoastră mă întrebați de votul din BEC și după aceea ajungeți la o posibilă alianță, ceea ce nu e, adică e despre altceva, da? Deci a votat reprezentantul Pro-România, acum cred că puteți să întrebați pe el sau să vedeți dacă au dat cumva un comunicat. Dar nu suntem... Nici de nu cum rezonați cu acel, cu direcția pe care o are Pro-România? Noi rezonăm cu direcția pe care ne-am asumat-o împreună cu Plus. Mulțumesc tare mult pentru clarificarea acestor detalii interesante, cel puțin, pentru că am auzit voci vehiculând în spațiu media foarte multe scenarii, foarte, foarte multe scenarii, votul util și așa mai departe, compromisul pe care ar putea să le facă unii deputați senatori într-o parte sau în alta. Rămânând puțin și a fost o paranteză mai lungă decât preconizam, declarațiile prin vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, tot domnia sa, declara că ați vorbit dumneavoastră mai devreme de Rusia, că norocul lui e că a putut observa traseul României din 1991 până din 1989, chiar până în prezent, și declara că dacă nu ar fi fost aderarea în NATO și Uniunea Europeană, România probabil era în aceeași situație cu Ucraina zilelor de astăzi. Este oare într-adevăr meritul succesul pe care îl are România acum a celor două mari alianțe sau e succesul românilor totuși? Păi, în primul rând este succesul românilor pentru că am aderat la cele două mari alianțe. În primul și primul aceasta ați declarat și domnul Timmermans. Pentru că până acum și nu cred că s-a pus vreodată problema, indiferent de scena politică de la București, din anii 90 până în prezent, a fost o viziune comună, fără echivoc, a societății și clasei politice. Traseul euroatlantic. O singură paranteză, după 1991, când au avut pactul de prietenie cu Uniunea Sovietică, semnat la Varșovia, pactul de prietenie militară. A mai fost inclusiv un tratat care nu a intrat planul în vigoare, în care se prevedea că România ar trebui să ceară acordul sau sfatul Federației Ruse pentru aderarea la organizații internaționale. Dar trecând peste aceste aspecte, nu cred că a fost un clivaj al ideilor și al viziunilor între societate și clasa politică, deci cu toții ne-am dorit să fim în Uniunea Europeană și în NATO. Dacă vrem să facem o comparație, noi uităm unde se termină granița UE și NATO și vedem stabilitatea pe care o au statele și se întâmplă dincolo. Ucraina este angrenată într-un nu numai război hibrid, dar și într-un conflict înghețat. Conform statutului UE și NATO, cât timp ai un conflict înghețat în propriul teritoriu, nu poți deveni stat membru. Și încă Republica Moldova, foarte important să specificăm, se trag focuri de armă și mor oameni în continuare. În continuare. Sunt 6 oameni pe zi care mor din este. Republica Moldova are conflictul înghețat în Transnistria. Georgia, după summitul NATO de la București în 2008, s-a trezit invadată de către Federația Rusă și acum are conflict înghețat în Abhazia și Osetia. Deci este un modus operandi pe care Federația Rusă l-a folosit, creând conflicte înghețate în aceste teritorii, pe care le-a ținut în mod automat de parte de
Uniunea Europeană și NATO, că Federația Rusă privește legitim aceste acțiuni din perspectiva propriului său interes național, văzând NATO sau UE ca o extensie a altor interese care intră în contrapondere și în contradicție cu interesele țară, rămâne de discutat. Dar este ușor de înțeles că viitorul nostru nu ar fi arătat cum arată acum dacă nu am fi intrat în aceste organizații internaționale, fără doar și poate. Și uitați-vă că sunt analize economice făcute de către publicații românești, foarte pertinente și arată cum s-a dezvoltat România din punct de vedere inclusiv social și financiar după aderarea la NATO și la Uniunea Europeană. Și dacă nu am fi fost ca Ucraina, probabil am fi fost ca Turcia în momentul de față. Turcia, care era un model de succes al statelor musulmane, arătând că un partid islamist precum Partidul Justiție și Dezvoltare poate conduce un stat musulman și îl poate apropia de valorile occidentale, ușor, ușor a lunecat în ceea ce se numește în știința politică regim autoritar competitiv, adică un regim autoritar care îmbină totuși anumite aspecte ale democrației, dar se află în recesiune tehnică și este condusă de un guvern care încarcă drepturile omului. După Coreea de Nord este statul cu cei mai mulți jurnaliști închiși, libertățile ușor, ușor încep a fi cenzurate și tot așa mai departe. Domnule Muntan, într-adevăr, o ultimă replică înainte de pauză ne obligă. E succesul României pe ansamblu maniera în care ne aflăm acum și faptul că suntem în rând cu statele civilizate? Eu cred că nu mai sunt niciun dubiu că nu există o altă direcție și aici cred că ar trebui să mergem să întrebăm în primul rând pe tineri și pe cei care beneficiază de avantajele acestui spațiu european, pentru că înainte nu era această deschidere, nu exista posibilitatea să mergi să călătorești, asta ar fi printre prioritățile pe care și le doresc tinerii, dar da. Și să studiezi, da? Adică asta este marele din avantaj. Din fericire, o bună parte din România au reușit să plece în afara granițelor țării și să revină în țară să încerce a implementa ceea ce au văzut acolo. Cunosc români de bună calitate care au studiat sau au muncit în Danemarca, Olanda, Franța, Marea Britanie și au revenit acasă cu politici pertinente. Le vorbim după o scurtă pauză de publicitate despre ceea ce a declarat de altfel Liviu Dragnea privind cât de european este rămânând alături de noi.